România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Dacă te uiți pe Facebook-ul din țara noastră, probabil și la alții, ți se pare uneori că Rusia ar putea fi primită cu justificări și echilibru aici. Asta ni se cere de fiecare dată, echilibru. Am găsit o grămadă de nuanțe la atacurile și crimele Rusiei din Ucraina și argumentele arată în felul următor. Și americanii au invadat țări, și americanii au bombardat civili, în spațiul public sunt amintite bombardamentele NATO din Serbia sau intervențiile din Siria, din Afganistan, și foarte des este folosită ideea liniilor roșii pe care NATO nu avea voie să le treacă în Ucraina. Probabil că ați și văzut un filmuleț care circulă zilele astea pe internet cu un profesor de istorie din Italia care explică cum niciuna dintre marile puteri nu ar fi acceptat ca în coasta ei să fie o țară care este orientată într-o alianță potrivnică. Și de aici pornește discuția noastră. Adică se poate pune semnul de egalitate? Așa e corect să procedăm în această situație? Și istoria trebuie un pic explicată, atât istoric cât și diplomatic, dacă vreți. De asta invitatul meu de astăzi și interlocutorul vostru la România în direct este Cristian Diaconescu, fostul nostru ministru de externe. Bună ziua, bine ați venit! Mulțumesc Bună ziua, că ați acceptat invitația! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Există un obicei deja aici, domnule Diaconescu, când oamenii, sau când avem invitați la România în direct, un minut, biografia celui care vine. Este absolvent al facultății de drept în 1983 la București, judecător până în anii 90. Între 90 și 2000 a activat în cadrul Ministerului de Externe, a avut diverse funcții de conducere. În 2001 a ieșit secretar de stat în acel minister. A fost ministrul justiției din martie-decembrie 2004, a închis dosarul acela greu privind justiția de intrare în Uniunea Europeană, ministru de externe în guvernele Boc și Mihai Răzvan Ungureanu, 2008-2009-2012, șeful Cancelarei Prezidențiale a președintelui Traian Băsescu. Apelăm la experiența dumneavoastră diplomatică și mai ales de om care a negociat cu Rusia și cu Ucraina la masă și nu numai. Dacă încep de aici, că în ce ne privește eram cu toții adulți. Imediat vă dau, apropo, întrebările, telefoanele, imediat după ce schimb primele două vorbe cu domnul Diaconescu. Seamănă, domnule Diaconescu, invazia Ucrainei cu, hai să luăm cei mai aproape întâi, cu Serbia, cu ce s-a întâmplat în Serbia 95-99, mă rog, 95 Bosnia-Herțegovina, să zicem. Deci hai să privim spre baza legală. Practic, Organizația Națiunilor Unite a adoptat o cartă care, la articolul 2, spune cât se poate de clar faptul că rezolvarea disputelor între statele membre ONU nu se poate realiza prin forță, prin folosirea forței. La această prevedere există două excepții. Capitolul 7 a Cartei ONU, care abilitează Consiliul de Securitate ca, prin rezoluție, să ia măsuri prin folosirea forței sau fără folosirea forței, cum ar fi un embargo economic, și o a doua excepție, dreptul de autoapărare a unui stat care la un moment dat este pus în fața unei agresiuni. Și acum diferența specifică. Din punct de vedere al dreptului de apărare al Ucrainei în fața agresiunii Federației Ruse, cred că nu există niciun fel de dubiu. Situația este cât se poate de explicită și dezvoltările militare în egală măsură foarte grave. În legătură cu Kosovo, nu trebuie să uităm un aspect. Dreptul de apărare al oamenilor din Kosovo a apărut în momentul în care Milošević a ordonat purificarea etnică. Deci, nu din senin și nu fără un anume tip de premiză dramatică, a intervenit Alianța Nord-Atlantică în apărarea cetățenilor kosovari de atacul pe care militar, organizat, instituționalizat a dispus președintele de atunci, Slobodan Milošević.
Deci, după părerea mea, aici apare diferența. Repet, în legătură cu Ucraina, nu există niciun temei de o natură asemănătoare. A încercat Federația Rusă să aducă tot felul de teme în discuție, tocmai pentru a orienta legitimitatea publică în ceea ce privește această agresiune, până și Moscova a renunțat la un moment dat la denazificare, de exemplu, sau la considerarea unor acte, așa zis, genocidale care ar fi fost comise în regiunile separatiste Donbass și Luhansk. În legătură cu Kosovo, repet, și ar trebui să ne amintim, 1999, situația a fost cu totul și cu totul diferită. Acolo, armata regulată națională ataca, practic, așezările unor cetățeni, erau uciși, mulți dintre ei erau alungați din casele lor pentru simplu fapt că aparțineau unei etnii. Ori, din acest punct de vedere, era clar că cineva, dacă într-adevăr respectă morala și dreptul internațional, trebuia să intervină în apărarea acestor oameni. Asta s-a întâmplat mai devreme și în Bosnia-Herțegovina, să spunem, Republica Sârbska, da, aceleași cazuri, adică aceste crime de război sunt bine documentate și condamnate astăzi. Exact. Mare parte dintre ele, adică justiția internațională și-a spus cuvântul. Iar acolo s-au întâmplat atrocități pe care istoria le-a consemnat ca atare, cu mii de morți, cu gropi comune, cu civili împușcați în mod organizat. Da, într-adevăr. Faptul că prin decizia Curții de la Haga s-a confirmat aspectul genocidal, infracțional, al lui Slobodan Milošević și a celor din jurul său, reprezintă un argument în plus pentru ca cine dorește să facă disocierea clară între ceea ce se întâmplă acum în Ucraina și ceea ce s-a întâmplat în 1999 în Kosovo. Astea sunt primele explicații, dar vă așteptăm așteptăm să vă auzim și pe voi, pentru că mai sunt unele lucruri. Sigur, ați văzut, apropo de Serbia, cred că toată lumea a văzut imaginea de la meciul echipei de fotbal Steaua Roșie. Da, suporterii au pus în tribună lista războaielor inițiate sau la care Statele Unite au participat în ultima jumătate de secol. E vorba de Somalia, Yemen, Afganistan, Irak, ca să amintesc doar unele dintre ele. E o listă întreagă și toată lumea a zis așa, domnule, dacă Statele Unite își permite să facă asta în diverse zone și în diverse țări, de ce și Rusia nu poate să facă chestiunea asta? Mai este evident, și o să discutăm imediat, argumentul liniilor roșii, da? Că și acesta spune, domnule, Rusia, dar nici Statele Unite nu ar accepta vreodată ca țara din coasta ei să devină brusc de altă orientare decât cea dictată de vecinul mai mare. 0372069599, îl repet, puteți să ne sunați de oriunde din lume la acest tip de dezbatere, știți că vrem să vedem opiniile voastre. 0372069599, vă întrebăm așa, sunt aceste argumente pe care le vedeți pe internetul românesc și în altă parte, cred, viabile? Stau ele în picioare? Adică le înțelegeți? Vă puteți adresa lor, da? E și întrebarea asta de natură generală, să știți. Dom'le, din punctul ăsta de vedere, sunt americanii la fel de răi ca rușii? Adică au duc același tip de politică invadatoare? Că de fapt asta e ideea sugerată și vreau să o gândim împreună. Pot fi comparate războaiele duse, nu știu, dați voi exemple, de americani cu invazia Ucrainei și cum înțelegeți această politică și aceste ziceri despre liniile roșii? Unde sunt ele trase? Pot fi respectate? E așa cum spune partea rusească, că eu înțeleg că acest mesaj vine dinspre partea rusească, domnule, dacă ne deranjați pe aici. 0372069599, fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, este alături de mine și alături de voi la România în direct. Sunteți de acord? Putem să deschidem dezbaterea. Dan, salutare, bine ai venit la România în direct. Vă salut pe dumneavoastră și invitatul dumneavoastră și pe ascultătorii Europa FM. Mă bucur că am reușit să intru. Se pare că, deși istoria se predă în
toate statele și pentru toți cetățenii se uită atât de repede sau pur și simplu nu se dorește a se învăța și a se reține. Dacă ne uităm la modul de a purta războaie ale rușilor, găsim acest mod de a distruge totul în cale fără a ține cont de viețile umane. La ei e ceva, nu știu, nativ sau vine din istorie. Și comparația între Statele Unite și ruși e pur și simplu atât de ușor de făcut. Să luăm statele care, să zicem, au stat sub bocancul american după cel de-al doilea război mondial, Italia, Germania, Japonia, state care au pornit și au pierdut războiul și care sunt puteri, mari puteri economice și cu un alt nivel de viață la ora actuală. Și să luăm statele sub cizma rusească, care au fost victime, unele dintre ele, ale războiului și care au pătimit poate chiar mai mult decât în urma războiului. Adică tu faci comparație... Să facem comparație. Faci comparație între cele două blocuri ale războiului rece, nu? Bineînțeles, bineînțeles. Adică germanii, japonezii, italienii au fost ajutați să se pună pe picioare și să-și ducă, să se dezvolte cum își doresc, în timp ce URSS-ul, în niciun caz, a jefuit totul, a distrus, a intrat ca trupe, au venit ca eliberatori, dar s-au comportat ca niște trupe cuceritoare și nu văd cum s-ar putea face comparație. Chiar discutam cu niște prieteni săptămânile trecute și spuneau: uite, s-au dus în Coreea. Păi coreenii de sud le mulțumesc americanilor că ar fi mâncau frunză și iarbă ca cei din Coreea de Nord la ora actuală. Și sunt o mare putere economică la ora actuală. Cum poți să faci comparații? E adevărat că nici americanii nu sunt sfinți. Au și ei greșelile lor, tarele lor, dar totuși sunt o democrație și în cele mai multe cazuri funcționează democrația aceasta a lor. În timp ce la ruși niciodată n-a funcționat democrația asta de fațadă. Să venim să spunem că în Rusia la ora actuală este democrație și nu înțeleg de ce nu se tem de un dictator. Pentru că un dictator are pârghiile puterii în mână, cum a ajuns acest Putin, și cine își face iluzii că la ei sistemul cu cele trei butoane mai este valabil, eu... Ce înseamnă sistemul cu trei butoane? Adică pentru a apăsa butonul și mai ai nevoie de încă două persoane. De 10 ani de când Putin conduce totalitar, absolutist totul, a dat timp să... Am auzit această remarcă în spațiul public. Eludeze acest sistem. Am auzit această remarcă în spațiul public legată de butonul nuclear. Stați un pic să o lămurim. Știm că în state, în democrații, da, există un sistem de pornire a acestor instrumente. În Rusia este de așteptat sau cum credem sau știm cum funcționează în Rusia această pornire a tehnologiei nucleare? Oricum nu cred că mai funcționează democratic. Asta e clar. Stai o secundă cu noi. Adică... Deci, ceea ce se știe sau se poate evalua în timp real este pregătirea declanșării unui atac nuclear din perspectivă militară. Sateliții, mai ales americani și britanici, pot da informațiile necesare în legătură cu starea de alertă care se transformă într-o stare de iminență de război nuclear. Deci nu poate fi declanșat instantaneu. Într-adevăr, sunt trei chei în Statele Unite. Nu știu să vă spun în Federația Rusă cum funcționează, dar nu cred că numai președintele are, tehnic vorbind, capacitatea de a lansa un atac nuclear. Dar, repet, iminența unui atac nuclear nu poate fi ascunsă de statul care se gândește la așa ceva. Deci nu poate fi făcută instantaneu. În momentul în care Federația Rusă, de exemplu, sau președintele Putin a anunțat faptul că ridică nivelul de alarmare nucleară în urmă cu o lună, sigur că s-au făcut, cum vă spuneam, evaluările necesare și s-a constatat că din punct de vedere tehnic, deci etapa militară de implementare, practic nu a fost declanșată. A fost o declarație, dar silozurile nu au fost deschise, nu s-au armat capete nucleare, nu s-au dotat avioanele, flota aeriană, navală, submarinele cu armament nuclear special pentru declanșarea unei astfel de intervenții. Sunt mai multe etape, cum sunt și la americani, de alertă din această perspectivă. Astea sunt vizibile. Dan, expresia asta pe care am auzit-o în spațiul românesc,
America nu ne e prietenă și nici Rusia nu ne este dușman, cum o tratăm? Pentru mine este foarte simplu. V-am spus, mă uit în spate, în istorie și trag concluziile. Americanii au venit, au eliberat Europa și s-au întors acasă la ei și ne-au lăsat în pace să ne descurcăm, în timp ce rușii nu au făcut. Deci rusul nu am văzut să fie prietenul unei națiuni. Belarusul este prietena Rusiei? Nu. Este subjugată. Este la, în subordinea Rusiei. Și atunci rușii nu au prieteni. Rușii au doar subordonați, doar națiuni subjugate, politic, sub diverse forme. Rușii nu vin să... Pe ei trăiesc mai bine ca noi, deci rușii vor să ne ajute să ne ridicăm nivelul de trai, să trăim mai bine. Când ei au dictatura acolo, deci eu nu pot să înțeleg pe acești oameni care susțin că este ok și că Rusia ne poate fi prietenă. În ce sens? Să ne întoarcem în... Nu ne este dușman. ...epoca de aur? În ce sens ne poate fi prietenă? Nu ne este dușman. Nu ne este dușman. Da, ne e dușman. Nu realizează. Ne e dușman? Că aici îl întreb. Bineînțeles. Bineînțeles. Da. Mulțumesc tare mult, Dan. Ne este dușman Cristian Iaconescu, Rusia? În primul rând, cei care ne ascultă înțeleg foarte bine că... dialogul internațional nu pornim de la afirmații sau atitudini emoționale. Aceste aspecte le discutăm la noi acasă, la televizor, la radio, când ni se permite. Deci, din punct de vedere a unui concept de atitudine, nu, Rusia nu este dușman. Ok, diplomatic vorbind, sentimental? În momentul las ăsta... pe fiecare să judece momentul în care ai lovit o maternitate, o școală, în momentul în care au murit peste 100 de copii în Ucraina. Răzvan, salutare, ești la România în direct. Analizăm împreună modul în care se exprimă internetul românesc, că de fapt de aici am plecat. Așadar, sunt echivalente războaiele purtate de americani cu cele ale rușilor? Bună ziua, mă auziți? Da, te rog. Rugăminte, ascultă-ne în telefon, da? Dă radioul mai încet sau dacă ești pe speaker, vorbește în telefon, pentru că o să ne auzi foarte bine în telefon. Mă auziți acum? Da, mult mai bine, mult mai bine. Da, bună. Vreau să încep prin a zice, am avut oportunitatea de a cunoaște oameni de peste tot de pe glob, de la sârbi, sud-africani, americani, chinezi, peste tot, absolut peste tot. Ce pot spune, zi-mi din ce țară faci parte ca să spun de partea cui ești. Mă înțelegeți? Ia să văd, cum nouă ni se arată niște argumente la televizor cum că Rusia, da, bombardează, dă pe motive care numai ele înțeleg. Dacă aș fi în Serbia, acolo ne arată totul altceva și zic că stai puțin, că rușii fac asta, televiziunile lor, mă refer, și oameni culți. Și ei vin cu propriile lor argumente, cum că Rusia, băi, nu e rău ce face, că din cauza celor de la NATO, că NATO a intervenit și a trecut acea linie roșie. E posibil ca în Serbia. E posibil ca în Serbia, da, în Serbia există o mișcare pro-rusă, dacă nu mai mult decât o mișcare. Cred că sunt și da, partide. Da, eu am spus că sunt neutri, dar se înțelege că sunt pro-ruși. Și văd asta și de la postările prietenilor mei, mă înțelegeți? Adică... Ce înseamnă prietenii tăi? Adică oameni care trăiesc acolo sau oameni de aici? Sârbi. Ce zic ei, sârbii? Foarte interesant. Ei spun că totul a început de la americani și de la NATO. Ia, teoria asta am văzut-o și în România, e destul de răspândită. Deci e teoria aia care zice așa, Răzvan. Te rog. Nu știu, nouă ni se arată o poveste, nouă ne dă la o poveste, ni se zice ceva, lor ni se zice altceva. Nu înțeleg de ce ar minți ei și oamenii lor care sunt oameni inteligenți, adică nu... Tu ce crezi? Adică tu ce crezi despre povestea asta? Deci, eu cred că se putea rezolva totul diplomatic dacă se vroia. Înainte să înceapă, semne au fost și sunt de ani de zile semne că Rusia era pregătită să atace, să ocupe Ucraina.
dar nu a vrut să se rezolve. Da, nu știu ce se urmărește. Nu a vrut de către partea europeană, asta spui tu. Nu a vrut de către partea europeană și văd că asta a fost, la urmă, singura soluție a lor, să atace cu forța. Foarte interesant. Stai cu noi, că asta e foarte interesant de dezbătut. Hai să vedem. Stai cu noi aici, Răzvan. Deci, exista cale diplomatică, a existat, a fost ocolită de partea europeană, asta înțeleg, de partea euroatlantică, domnule Diaconescu? Nu, da, exact. Și mai ales de americani. Și mai ales de americani. E multă lume care spune că America încearcă să susțină acest război, să țină acest război, sigur, motivațiile ar fi diferite. Că vrea să o implice geostrategic și China, că vrea să ducă războaie, o chestiune de genul ăsta. Deci e posibil ca partea americană și euroatlantică să fie ocolit diplomația? Ca să dau eu așa cred. Ca să dau un răspuns, dacă îmi permiteți, ca să dau un răspuns cât mai acoperitor posibil. Eu am făcut școală de negociere internațională, am desfășurat multe negocieri internaționale. Vreau să știu care era agenda, ce trebuia negociat, anticipat, pentru a nu se produce această intervenție militară cumplită. Ce trebuia negociat? Că altfel nu știu să răspund dacă o parte sau alta ar fi avut o responsabilitate în plus sau ar fi putut... Păi știm ce a zis Rusia, nu? Să știm ce au zis și europenii, că să nu existe NATO în Ucraina, nu? Să nu existe NATO în Ucraina. Nu, a spus chiar mai mult. Dacă de acest lucru este vorba și dacă domnul la acest aspect se referă, atunci pot să spun ceea ce se știe public. Federația Rusă, înainte să intre în Ucraina, deci în perioada de alertă timpurie, că înțeleg că de această chestiune se discută, a cerut două lucruri esențiale din perspectiva Moscovei. Unul, ca Federația Rusă să poată, printr-un guvern marionetă la Kiev, să blocheze în orice variantă și pentru totdeauna accesul Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică. Doi, a cerut reîmpărțirea sferelor de influență în spațiul euroatlantic, un fel de Ialta 2, prin care, dacă s-ar fi dat curs prin negociere unei astfel de solicitări, ar fi însemnat că în acest moment, de exemplu, România n-ar mai fi avut garanțiile de securitate ale Alianței Nord-Atlantice. Deci România ar fi fost exact în situația Ucrainei. Aș fi foarte curios cine din România ar negocia așa ceva. Discut pe baze naționale, nu chestiuni care să conceptualizeze. Răzvan, ai fi negociat așa ceva? Că de fapt asta e întrebarea. Și asta negocia și Ucraina. Să negociez neutralitatea și... sau... Da, neutralitate, lipsa garanțiilor pentru România aici. Adică lipsa apărării NATO. Ai fi negociat asta? Da. Dar știți care este problema? Eu nu cred că un francez o să moară vreodată pentru a apăra un centimetru de teritoriu românesc. Eu nu cred lucrul ăsta. Dacă o să se ajungă acolo, eu nu cred lucrul ăsta. Da, ei sunt militari, adică de unde ai credința că nu o să moară? Văd americani în Ucraina, am văzut chiar astăzi imagini, sunt voluntari. Americanii au alte interese, ei mereu au plătit cu viețile soldaților lor. Nu vezi, pare cam ciudat cum a venit acum americanii ca mari salvatori să ne vinde gaz american, ca să nu mai ne îngrijorăm noi de gazul rusesc. Ce e ciudat în asta? Adică nu asta e... Cum a intervenit hopa salvatorii americani? Păi asta fac acordurile internaționale. Nu puteam să găsim o soluție ca să... Nu știu, să se găsească o soluție diplomatică. Există. Soluția diplomatică asta e. Răspunsul la... Adică accepti Rusia să-ți intre în casă. Asta e soluția diplomatică. Asta dorește Rusia. Da, și iarăși am mai văzut la televizor și pe Facebook că americanii dau vina pe Putin din cauza inflației și creșterii petrolului. Și s-a demonstrat că, adică, pe internet, petrolul importat din Rusia este sub 3%, adică nu ar trebui să influențeze
piața lor. De ce caută mereu un vinovat? Suprilastă pe piața americană. Da. Cum? Cred că sub 3% vrei să spui pe piața americană, adică da, sub 3% intră. 3% este petrol și gaz rusesc. Adică și totuși au crescut prețurile și la ei, între, în timp ce guvernul dă vina, e vina lui Putin, de asta au crescut prețurile. Că stai puțin, că doar 3% ei din Rusia. Acolo. Ai luat. Acolo, în America. 8%. Dar, 8%. Da, e un pic mai complicat. Da. E un pic mai complicat, Răzvan, să știi. Prețul petrolului nu e stabilit doar pentru o țară sau o țară anume. Prețul petrolului se negociază la nivel global și când lipsește o resursă, el tinde să crească pentru toată lumea. E o chestiune globală, nu e o chestiune punctuală. Nu există petrol doar pentru România sau petrol doar pentru Statele Unite. Prețurile sunt negociate undeva pe bursă. Deci nu e nimic ca te convinge, dar de fapt nici nu e muncă de convingere aici. Nu e nimic ca te convinge că, cu Rusia nu s-a putut negocia chestiunea asta. Nu okay. S-a putut negocia. Mulțumesc tare mult, Răzvan. Uite, despre asta discutăm astăzi. Modul în care internetul din România formează opinii. O mare parte sau o parte dintre conaționalii noștri gândesc de maniera asta. Da, aș mai adăuga, dacă există și respect părerile alternative, sigur, cele care sunt rezultatul propriei analize și nu a unei acțiuni de manipulare. Aș mai adăuga următoarea premisă. Să spunem că la un moment dat Alianța Nord-Atlantică n-ar fi sprijinit Ucraina sub nicio formă. S-ar fi întâmplat și în 2022 ce s-a întâmplat în 2014 și ceea ce au sperat cei de la Moscova, și anume ca Ucraina să cedeze și puterea politică să fugă, comandamentele militare ucrainene să depună armele și atunci să fie un fel de marș de sănătate în Ucraina a forțelor militare ruse. Vreau să vă spun ceva și această informație are un parfum de credibilitate în opinia mea foarte serios. În tancuri, în vehicule blindate, militarii ruși aveau și uniformele de paradă, nu numai cele de luptă. De ce ar fi cedat? Practic, Ucraina ar fi devenit un stat precum Kazahstanul, neutru și inexistent din punct de vedere al politicii externe. Deci, Federația Rusă și-ar fi mutat forțele militare în Ucraina la frontiera vestică, adică la frontiera Alianței Nord-Atlantice. Întreb și sugerez ca și o temă de analiză. Dacă următoarea solicitare, peste vreo 2 ani, în noua structură geostrategică generată de premiza de la care vorbeam, Federația Rusă ar fi ocupat Moldova de partea cealaltă a frontierei, de partea cealaltă a Prutului, Moldova de la vest, făcând o reîntregire a Moldovei în sens invers decât cel istoric și identitar. Să fie intrat în Moldova noastră? Da. Putem lucra cu un astfel de scenariu? În Crimea s-a lucrat din 2014 cu un astfel de scenariu. Repet, atunci rămâneam pe aceeași logică? Până la urmă, hai să negociem și să cedăm ceva, pentru că soldatul francez sau soldatul sloven probabil că n-ar fi fost extrem de interesat de acest subiect. Radu, salutare, ești la România în direct alături de noi, Cristian Diaconescu. Salutare invitatului dumneavoastră și ascultătorilor. Aș vrea să preiau un lucru pe care l-a spus domnul Diaconescu mai devreme, apropo de cerințele din perioada de preconflict ale Rusiei. Și anume că dacă cineva ar fi negociat, dacă în locul Ucrainei ar fi fost România, și ce anume ar fi fost de negociat în perioada de preconflict. Ori mie mi se pare o temă un pic falsă, pentru că din cunoștința mea până la momentul ăsta
În nicio clipă Rusia nu a solicitat retragerea vreunui stat membru NATO din alianță, din informațiile pe care le dețin eu. Apoi, cred... Puteți stați că domnul Diaconescu vrea să vă și răspundă, să le luăm pe rând. Da, aveți dreptate. Nu a solicitat retragerea niciun stat membru din alianță. A solicitat retragerea garanțiilor de securitate ale alianței pe aliniamentul din 1997. Care e diferența? Sau... Diferența este că statele nou intrate în NATO nu mai beneficiau de nicio garanție de securitate. Sigur, beneficiau de plăcuța pe masă la discuțiile politice de la Bruxelles. Evident că acest corect și evident că acest lucru nu ar fi putut fi negociat, însă ceea ce cred că s-ar fi putut negocia era referitor la statutul Ucrainei de candidat în vederea intrării în NATO, lucru pe care cred că atât Ucraina cât și alianța ar fi putut să se așeze și să îl discute, pentru că cerința, din punctul meu de vedere, nu este nerezonabilă. Așa cum cerința noi să nu dorim... intre Ucraina în NATO. Exact. Pentru, așa cum noi ne dorim, noi nu, așa cum noi, NATO, noi românii, hai să vorbesc în numele meu, nu-mi doresc o graniță directă cu Rusia, dacă aș fi rus, nici eu nu mi-aș dori o graniță directă cu NATO. Am încercat să mă pun în locul lor într-o astfel de logică în care amenințarea pentru noi e Rusia, pentru ei este NATO. Tocmai asta se întâmplă, scuză-mă, tocmai Rusia vine la granița NATO, adică da, nu se vede da, bine? Dar din perspectiva aceasta aș putea spune că este un atac, o agresiune oribilă, nu despre asta discutăm, dar cu un caracter preemptiv. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, cred că anii petrecuți din 2014 și până în prezent au fost niște ani care nu numai că ar fi trebuit folosiți pentru a pregăti niște astfel de scenarii și pentru a gândi niște strategii pentru ce ar fi dacă, numai că ei au fost folosiți, cred, în mod eronat în a sufla un vânt în pânzele Ucrainei pe care... Iată că alianța nu se poate achita de el. Ucraina nu va intra în NATO, în opinia mea, niciodată. Pentru că cred că cu adevărat acela ar fi momentul în care riscurile ar fi mult mai mari pentru un război global. Și cred că a fost, din păcate, folosită ca monedă în reîmpărțirea unor sfere de influență economice de această dată. Care? Asta... Poftim? Care? Între vestul occidental și estul euroasiatic, de la Rusia încolo. Mi-e teamă că nu înțeleg, adică cine are de câștigat, adică ce e economic în momentul ăsta? Că nu prea... Economic, cel mai mult de câștigat în momentul ăsta are SUA și China. Și cred că foarte curând și India va avea de câștigat foarte mult. Devenind un client predilect al Rusiei și având pârghia, din cauza deficitului de exporturi pe care îl are Rusia, având pârghia de a apăsa balanța în avantajul ei. Și Statele Unite ce au câștigat acum? Păi Statele Unite tocmai ce își recapătă un statut de forță militară de care depindem cu toții, pe care îl pierduse în perioada președinției anterioare, mai mult decât atât, inclusiv prin aportul de energie, de combustibil fosil pe care îi va tot aduce până vom găsi noi soluții permanente în Europa, Statele Unite va tot exporta către noi. Gaz lichefiat, da, înțeleg. Da. Mi-e greu să cred că o să devenim dependenți. Stai o secundă, că aspectul ăsta merită un răspuns. Deci, domnule Diaconescu, nu, acum exista posibilitatea reală ca Ucraina să intre în NATO? Aici suntem? A existat temerea asta că din partea rusească, domnule, ăștia chiar să țin de treabă aici cu NATO? Intrarea în Alianța Nord-Atlantică se face la cererea statului candidat. Alianța Nord-Atlantică, din punct de vedere formal, nu invită pe nimeni și nu oferă oportunitatea niciunui stat să intre în
această organizație. Tratatul de la Washington spune foarte clar, în condițiile în care se formulează o cerere, se fac evaluările necesare, trebuie să întrunească o serie de condiționalități respectivul stat, după care se decide politic aderarea sau nu la alianță. Din acest punct de vedere, este clar în opinia mea că o discuție pe acest palier se poartă între statul care dorește să intre în organizație și membrii alianței. Nu există un al treilea stat, oricât de puternic ar fi el, care ar putea sau ar trebui, conform tratatului fundamental, cum vă spuneam, de la Washington, al NATO, să aibă un drept de veto. Aici vorbim de liniile alea roșii, adică... Aici este diferența. Dacă relația ar fi fost strict limitată între Ucraina și Alianța Nord-Atlantică, uitați cum s-a întâmplat în 2008. În 2008, la solicitarea Ucrainei și Georgiei, la summitul de la București, pentru a face parte nu neapărat din alianță, ci din faza pregătitoare a MEP-ului, statele NATO, câteva dintre ele, au fost împotriva. Dar nu s-a amestecat Vladimir Putin atunci, deși și dânsul era la București, cel puțin din punct de vedere formal. Alte aspecte, sigur, o să rămână istorii. Nu a amenințat cu forța armată, nu a condiționat exercitarea unor acțiuni militare împotriva civililor din statul care poate și-ar fi dorit politic sau nu să intre în alianță. Ce zice Radu, înțeleg corect, e așa. Dom'le, nu trebuia să-i încurajeze. Adică trebuia să le spună de la început, băi, voi rămâneți acolo, într-o zonă gri. Asta zice multă lume. Nu știu detaliile din acest punct. Ar fi fost corect? Ar fi fost corect principial să spună statele membre NATO, dom'le, nu putem susține o astfel de idee și uitați care sunt riscurile, uitați de ce în perspectiva actuală a noastră o astfel de aderare este foarte puțin fezabilă, dacă nu imposibilă. Depinde. Eu nu aș fi condiționat un răspuns, fie public, fie de cancelarie, cum se spune. Eu știu că s-au dat aceste răspunsuri, s-au transmis tot felul de semnale, dar e vorba de răspunsul public. N-aș putea accepta ca stat membru NATO să se afirme, da, poate ne-am dori, poate v-am încuraja, dar ne temem de Rusia. Că de fapt de la acest lucru discutăm, nu? Ne temem de Rusia, motiv pentru care nu sunteți în situația de a vă califica să intrați în Alianța Nord-Atlantică. În momentul ăla, practic, alianța și-ar fi pierdut orice fel de credibilitate. Da. Un ultim aspect, dacă îmi permiteți, foarte scurt. Da. Vorbim foarte mult zilele acestea de democrație și autocrație și tirani și despoți și mai știu eu ce, luminați sau nu. Și cum Ucraina reprezintă un simbol al libertăților, al democrației și așa mai departe. Înclin să intru și eu în această logică, însă mă îngrijorează un lucru. Mă îngrijorează deciziile luate cu ocazia acestui conflict de numai curând de două zile, ceva în care a interzis 11 partide cu afilieri sau vederi pro-rusești și, mai decât atât, și a unificat media, da. Unificarea media, da, sună frumos, da, unificare, dar este înglobarea ei într-o platformă controlată de stat, guvernamental. Da. Merită explicat, o să luăm publicitate acum. Mulțumesc tare mult, Radu, Cosmin, Andrei, știu că sunteți acolo. România în direct se prelungește după ora 14. Răspunde domnul Diaconescu la această chestiune, da? Cum o judecăm în termeni democratici, nu? Că noi o privim de aici, nu avem război în țară, cum ar trebui să o judecăm? Publicitate, revenim. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Continuăm dezbaterea imediat despre activitatea lui Zelenski. V-am întrebat astăzi în felul următor. Sunt comparabile războaiele duse de americani cu cele cu invazia pe care rușii o fac în Ucraina? Și de asemenea vorbim despre liniile roșii invocate, ați auzit. Și în această emisiune spun o parte dintre ascultătorii noștri, domnule, NATO nu avea ce să caute încolo, trebuia să-i spunem Ucrainei să stea la ea acasă. Cosmin, Andrei, imediat vin la voi. Rămânsesc încă o întrebare, domnule Diaconescu. Zelenski, da, referitoare la președintele Zelenski, CSAT-ul lor a interzis, a suspendat 11 formațiuni politice pro-ruse sau cu vederi filoruse și cu legături cu Rusia, chiar până la legături de rudenie, unii dintre lideri de acolo aveau la Kremlin, unele dintre ele mici, dar și un partid care era parlamentar, avea 44 de locuri, după care a avut loc, să zicem, unificarea presei pe o singură platformă care să transmită un tip de mesaj guvernamental, adică controlul asupra presei în perioada aceasta de război. Cum vedem asta? Este o stare excepțională. Practic, Ucraina în acest moment se află sub un atac pe care cu toți îl considerăm, indiferent din ce perspective vedem implicarea beligeranților, ca fiind unul nedrept, grav și extrem de periculos, în special pentru Ucraina și ucraineni, dar pentru întreaga regiune și poate chiar pentru întreaga comunitate internațională. Nu știu cu ce se ocupau partidele respective, dar într-o situație excepțională să iau măsuri excepționale. Deci, din această perspectivă, repet, mă feresc să fac judecăți de valoare politică, moral-politică, dar, într-adevăr, în condițiile în care, în egală măsură, te afli în buncăre și încerci să ții trează atenția occidentalilor în a te sprijini și primești rapoarte ca și președinte al Ucrainei, pe de o parte câți copii au mai murit într-o școală, iar pe de altă parte ce fel de declarații pro-inamic, așa cum evident Rusia este în relație cu Ucraina, sigur că ești înclinat să iei decizii care, într-o formă sau alta, să limiteze nu numai acțiunile militare, ci și propaganda. Dar, repet, nu știu exact cu ce se ocupau și ce făceau acele partide, dar din... Despre liderii ambelor partide existau suspiciuni, există această teorie că ar fi fost pregătiți să înlocuiască guvernul Zelenski în caz că... Acesta a fost un deziderat pe care președintele Putin nu l-a ascuns de la bun început. A spus foarte clar... Este nevoie de o altă guvernare, de un alt sistem politic la Kiev, tocmai plecând de la ideea că, prin decizii altele decât cele pe care le-a luat președintele Zelenski și structura politică pe care o conduce, Ucraina să accepte și să recunoască apartenența Crimeei la Federația Rusă, o autonomie aproape totală a legiunilor Donbas și Luhansk și o neutralitate pentru totdeauna a statului ucrainean față de orice apropiere, atenție, nu numai de NATO, ci și de Uniunea Europeană. Că și asta e important aici. Cosmin, salutare, ești la România în direct, am prelungit, e o ediție specială. Știți că vă mulțumesc tare mult pentru răbdare, dialogul în trei e mai lent decât de obicei la România în direct. Salutare! Bună ziua și mă bucur că intru în direct cu dumneavoastră. Domnule Cătălin, domnul Diaconescu, eu aș vrea să trec direct la subiect, că am emoții. Eu am impresia că în media și oriunde putem găsi informațiile care le vrem, care se potrivească cu teoriile noastre. Și acum, noi știm că după 89, în România s-au dezvoltat, sau au crescut anumiți oligărhuți, dacă pot să îi numesc așa, și încă ne este greu să scăpăm de ei. Eu mă gândesc că regimul de la Moscova vrea să ferească
de această mentalitate de libertate pe care poporul ucrainian ar putea o primi odată cu, cu intrarea în UE și în NATO și în, în partea vestică, ceea ce ar face o schimbare majoră în populația din Rusia, care sunt înfrățiți și știm foarte bine că sunt foarte multe persoane care sunt împărțite jumate ruși, jumate ucrainieni, care sunt la un loc. Ce spui tu e că Rusia, de fapt, nu se luptă cu NATO, ci cu un tip de progres pe care democrația l-ar aduce în propria țară, care ar fi fatal, care ar fi fatal puterii de la, de la Moscova. Oricare ar fi ea, nu neapărat reprezentată de Vladimir Putin, ci tot ce exact înseamnă, cum se zice, în establishment. Sunt, sunt niște oameni care conduc, printre care Putin și acoliții lui, apropiații lui, care se tem de o astfel de pierdere a puterii, care au moștenit-o probabil de, de cu mult timp înainte. E posibil, domnule Diaconescu, ca Rusia la un moment dat să devină un spațiu respirabil democratic cum este acesta? Adică multă lume crede, și ați văzut din discuția noastră, că dacă Rusia obține ce vrea, poate numai Ucraina, poate un pic de control aici, lucrurile se potolesc, adică o să trăim în bună pace, în vecinătate. Vreau să confirm ce a spus ascultătorul dumneavoastră, în sensul că temerea de, cum se spune, procesul de spillover, de răspândire a ideilor de libertate, de democrație prin drept, care funcționează în cea mai mare parte a statelor din organizațiile despre care noi vorbim, NATO și Uniunea Europeană, frica în legătură cu apariția acestor atitudini la nivelul societăților din statele care au făcut parte din spațiul URSS, care au făcut, care sunt acum în proximitatea Federației Ruse, este una, da, evidentă. Deci, din această perspectivă, într-adevăr, de foarte multe ori, mai ales în, în zona războiului hibrid, Moscova a încercat pe toate căile posibile să contracareze o astfel de tendință. Mai mult decât atât, practic, cetățeanului rus îi se spune că Occidentul nu are, de fapt, prin tot ceea ce face, decât un singur deziderat, să sufoce Federația Rusă, fie din punct de vedere militar, prin extindere și prin înconjurarea Federației Ruse, fie din punct de vedere economic, iar acum, iată, prin sancțiuni, de fapt, nu s-ar face decât să se concretizeze această atitudine agresivă. Însă, da, apropierea conceptuală a unui sistem de valori de granițele Federației Ruse și nu numai, pentru că hai să ne amintim de represaliile din Belarus, hai să ne amintim de reacțiile din Kazakhstan. În momentul în care oamenii au ieșit în stradă și au cerut drepturi, nimic altceva. Reacția a fost brutală și cât se poate de categoric represivă. Deci, da, subiectul există și, într-adevăr, este o temă foarte sensibilă în spațiul fost sovietic. Să fie asta să aibă cădere mai mare decât tema apropierii de NATO? Înclin să cred că da. Înclin să cred că da. Cosmin, mulțumesc tare mult de prezență și de această teorie. E foarte importantă de ținut seama și la asta. Andrei, salutare! Ești la România în direct. Alo? Salutare, Andrei! Te ascultăm! Vă salut, cu stimă! Îmi pare bine că am reușit să intru în, în direct. Ce voiam să vă spun foarte pe scurt, că știu că ne-am lungit cu emisiunea. Ce mă deranjează în primul rând la ce se întâmplă, exceptând suferința oamenilor din Ucraina, mă refer în România și în restul lumii, este polarizarea extremă și lipsa de obiectivitate în judecarea cauzelor și desfășurarea acestui conflict. Adică, practic, e un război rece peste tot. Toate statele, cetățenii, analiștii, media, toate sunt împărțite, cel puțin în proporție de 90%, între pro-o tabără sau pro-cealaltă și preiau propaganda respectivei tabere ca fiind bună.
Tacitus spunea în analele istoriei romane că trebuie să judecăm sine ira et studio, fără ură și părtinire, ceea ce nu prea se vede. În general, oamenii judecă după interes și după emoții, adoptând 100% sau aproape 100% părerea și propaganda uneia dintre părți. Ceea ce mi se pare că nu duce la o viziune deloc obiectivă. Eu nu i-am la inimă nici pe ruși, nici pe americani și ca să răspund punctual la tema emisiunii, din punctul meu de vedere, sunt două superputeri brutale care, așa cum știm și din istoria lor și din istoria lumii, pur și simplu calcă în picioare cu brutalitate orice stat mic atunci când interesul lor, de orice fel ar fi el, le cere. Asta este un fapt indubitabil, dacă stăm să judecăm toate interesele lor. Să-l cântărim, adică ăsta cu Rusia și, e clar că îl vedem acum cu ochii noștri și l-am trăit 50 de ani. Dă-ne exemplu cu... Dă-ne exemplu cu americanii, că aici vrei să faci echivalarea. Da, deci, din punctul meu de vedere, acel banner pe care l-au afișat sârbii spune foarte mult. Dacă cu studiu. Exemplu, hai, cu studiu, dăm cazul. Cu exemplu, de exemplu, în Vietnam, să ne ducem un pic mai departe, americanii au avut o intervenție care... Nu știu dacă a fost autorizată de ONU sau de alte foruri internaționale, nu știu pe ce baza căror principii ale dreptului internațional au intervenit, care a provocat 2 milioane de morți cunoscuți atunci și milioane de victime datorită folosirii agentului Orange, de exemplu dioxinei, o armă chimică deosebit de toxică, din cauza căreia s-au născut milioane de copii cu malformații congenitale. Vreau să știu, a fost cineva condamnat pentru aceste crime de război și crime împotriva umanității? Dacă nu, de ce? De exemplu. Asta e un exemplu punctual. Da. Aștept există condamnări? Uite, sincer, acum pe lângă pot să răspund. Există procese pe tema războiului din Vietnam sau a victimelor de acolo? Aș avea și eu o întrebare ca să simplificăm. Am lucrat și eu o perioadă la... construirea și fundamentarea parteneriatului strategic între România și Statele Unite. Am și o întrebare către dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Da. Am greșit? Că avem un parteneriat. Că am lucrat la acest parteneriat. Nu am înțeles că dumneavoastră personal ați lucrat. Nu noi ca stat. Nu, da, în numele statului, în mod evident. Și întreb, am greșit? Nu ați greșit, nu. Ok. Eu nu consider că ați greșit, dar asta nu înseamnă să dăm dreptate atunci când nu au dreptate. Adică faptul că suntem parteneri nu trebuie să înseamne că trebuie să luăm de bun tot ce spune propaganda lor. Sunt pentru absolut de acord cu dumneavoastră. Ca și rușii. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Lumea, mai ales în situații de criză, judecă însă numai după interese. Cu toții judecă după interese și nu-ți poți permite numele statului tău să intri în altă logică, chiar dacă ai avea argumente. Totul este pe interese și pe profilare și pe apărare. Da, exact. Exact, sunt perfect de acord, dar nu trebuie să venim cu justificări de tentă morală sau etică, pentru că știm că politica internațională este bazată pe interesele statelor. De iar acord. Acestea nu au legătură cu moralitatea. Asta e realitatea în care trăim. Noi toți ne-am dorit să fie o lume mai bună. Atunci, din păcate, nu este. Există interesul nostru care e în situația asta? Interesul nostru este, în acest conflict, vă referiți? Da. Este să rămânem sub umbrela NATO și să ne întărim capacitățile de apărare, dar să nu ne implicăm mai mult decât este necesar, să nu facem exces de zel, cum fac polonezii din punctul meu de vedere. Pentru că nu se știe cum vor evolua lucrurile în ulterior și nu ar fi bine să suferim niște consecințe. În ciuda modului în care a început această discuție, spunând că NATO și americanii sunt răi, dar tot e mai bine cu ei, nu? Da,
Exact. Aha, okay. Deci sunt răi, fac rău la fel ca rușii, doar că în momentul actual, pentru România este mai bine să fie sub umbrela NATO decât sub stăpânirea rusă. Am o întrebare, că ai zis cu războiul din Vietnam, că acum mă uit pe internet, scuzați-mi neștiința, nu pot să le știu pe toate, dar mă uit așa întreagă, cât pot verifica. Există comisii de anchetă, există procese, există pârghii prin care democrația americană a anchetat ceea ce s-a petrecut acolo. Așa cum democrația și presa occidentală au arătat crimele înfăptuite de soldații americani în închisori din Irak. Poți să-mi spui ce anchete guvernamentale sau administrative sau de presă există în Rusia despre crimele de război înfăptuite în Afganistan sau în Ucraina? Din punctul meu de vedere, nu cred că există. Aha. Asta este marea diferență între cele două blocuri. Înțelegi? La un moment dat, cineva ca tine din spațiul ăsta vine și spune, băi, ai noștri, că văd că i-am trecut la ei noștri, nu ai că ai zis că vrei cu ei, ai noștri au înfăptuit crime și avem dreptul să-i judecăm vorbind și cu instituții. Când vom afla în Rusia că iese lumea la postul de radio echivalent lui Europa FM de acolo și vine cineva ca tine și zice, bă, hai să-i anchetăm, că sunt Putin și ai noștri au fost niște criminali? Cred că lucrurile sunt lămurite. Atunci înseamnă că, până la urmă, democrația și binele au învins, ca să zic așa. Mulțumesc tare mult pentru opinia ta. Să nu zici că ți-au cuvântul din gură, dar chiar mai avem 3 minute la dispoziție. Mulțumesc tare mult, Andrei. Marius, îmi pare rău, dar doar un minut jumate ca să zici ce ți-e pe suflet astăzi. Da, bună ziua, vă mulțumesc mult. Dacă am demontat domnul Constantin Diaconescu retorica, deci când a spus că totul s-a mers pe interese. Deci în acest caz eu trag concluzia că toată clasa politică internațională și mai ales toate aceste organizații cu nume pompoase, Organizația Mondială de Menținere a Păcii, orice, au dat greș. Au dat greș în negociere, au dat greș în prevenire și, din punctul meu de vedere, trebuie schimbate radical toate aceste reguli și toate aceste... Cine este Organizația Mondială? Nu, organizații internaționale. La asta se referă, la NATO, la UE, la ONU. Da, Organizația de Menținere a Păcii, de toate celelalte, că nu le mai știm. Au dat greș. Adică au dat greș că n-au putut să oprească războiul. N-am zis că n-au putut să-l vadă, n-au putut, adică în momentul în care sunt atâtea zeci de mii de focoase nucleare în lumea asta, când eu fac 5 ore până la Vaslui ca să o văd pe mama, adică fac mai mult pe drum decât stau cu ea, eu zic că într-adevăr este o problemă. Da, da. Și acum mai și mărim fondul pentru apărare. În armare. Ce să facem? Da. Nu e ca și cum am fi vrut să-l mărim. Știm, clar, nu contest acest lucru, dar nu trebuia să se ajungă acum. Adică pe mine unul mă doare sufletul, nu, niciun om nu trebuie să mai moară de o armă. Marius, încă o dată, eu, ca să încheiem această emisiune, înțelegi care a fost cererea Rusiei în acest război? Rusia a făcut jocul ăsta în toate domeniile, nu numai în militar, și în sportiv, și în economic, și tot. Este o istorie. Da. Fără să-l jignesc pe domnul Diaconescu, dar colegii lui din diplomație au dat greș. Păi, deci nu-l refer, nu fac un afund la dumneavoastră, nu înțeleagă. Cererea a fost de genul ăsta și încă o dată revenim la acel punct al emisiunii. NATO să renunțe la garanțiile pentru România, Polonia și cine mai era? Ungaria, nu? Ungaria, Cehia, Slovacia, deci NATO să renunțe la garanții. Da, eu înțeleg, dar mie mi-este greu, atât am eu capacitatea să vorbesc de un război în secolul 20, acum în 21. Păi asta a fost cererea. Nu trebuia să ajungem aici. Păi nu ce să făcut? Să renunțat? Dragul meu, să fi renunțat la asta, să fi venit noi românii și să spus, băi, de dragul tuturor să nu fie război, uitați, am fi de acord ca NATO să plece de aici. Știi care e partea bună pe care o văd eu din tot negru ăsta de fum cu războiul și toate astea, fiindcă războiul este al întregii lumi. Degeaba se luptă doar pe partea aceea. Cu toată lumea este tot războiul ăsta e mondial. Când noi am demonstrat că Europa Unită suntem noi, oamenii de rând, că am sărit în ajutorul lor și că vom face în continuare tot ce e posibil pentru acei oameni și pentru alți oameni care
sper să nu mai fie în această situație. Mulțumesc tare deci, mult. Da, o să închei cu gândul acesta pacifist, dar... Aș face o precizare, dacă îmi permiți. Te rog. Foarte scurt. Rezoluție în adunarea generală de condamnare a acțiunii Federației Ruse în Ucraina. 141 de state, 141 de state au condamnat acțiunea Federației Ruse în Ucraina. Dacă 141 de state, jumătate dintre ele, au greșit, atunci asta e. România în direct se încheie aici. O să revenim la tipul acesta de discuții, pentru că ele iau amploare pe internetul românesc și e bine să aveți informații drept de la sursă. Eu sunt Cătălin Striblea, vă doresc tuturor spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.